Ordinul Ministrului Educației, prin care s-a aprobat calendarul examenului de bacalaureat 2018, pune sub semnul întrebării valabilitatea probelor orale susținute de elevii claselor a 12-a și a 13-a la nivel național și implicit și pe cei din județul Argeș. Din acest motiv și reprezentanții sindicatelor învățământ filiala Argeș trag un semnal de alarmă pe marginea acestui subiect. În orice țară din Uniunea Europeană, metodologia privind desfășurarea bacalaureatului se stabilește cu 2-3 ani înainte. Nu este bine să schimbăm niciodată regulile în timpul jocului. Dacă aceasta este părerea sindicatelor, de cealaltă parte, reprezentanții ISJ Argeș susțin că bacalaureatul din acest an se desfășoară perfect legal. Bacalaureatul respectă condițiile legii și asigură copiilor posibilitatea de a se desfășura în această extrem de importantă activitate a lor. Mă refer la elevii care finalizează cele 12 clase și care au posibilitatea să susțină examenul de bacalaureat. Iar punctual, împărțirea aceasta celor două, să spunem, zone de concurs la bacalaureat în competențe, susținerea competențelor și probele scrise, cred că este benefică pentru copii. În timp ce instituțiile abilitate caută varianta corectă, elevii se află încă în febra probelor orale. Acestea se desfășoară în perioada 12-22 februarie 2018.